Salut, eu sunt Andrei Kim de la Kim Arts Academy din Iași, antrenorul tău de dans online și astăzi vreau să-ți arăt cum să dansezi paidușca sau cum să dansezi pe melodia Un trandafir crește la firida mea. O să vezi că dansul este super simplu, avem 5 minute la dispoziție, știu că vei reuși, așa că să terminăm cu vorbăria și să-i dăm drumul. Bun, voi sta cu spatele ca să înțelegi mai bine. Deci, avem picioarele lipite. Acum, piciorul drept se va duce spre stânga încrucișând în față, adică aici. Și revin la neutru. Hai să facem acest exercițiu, dacă putem să-i spunem așa. Deci, sunt cu picioarele într-o zonă neutră, duc dreptul, revin și îl duc, revin. Ok? Încrucișat. Asta înseamnă că dreptul se duce spre stânga. Bun, am pas, revin și pas, revin. Bineînțeles că pasul fiind puțin săltat, dacă am greutatea pe un picior, celălalt picior este în aer. Tocmai de aici avem efectul acesta de țopăială, dacă putem să-i spunem așa, da? Adică nu facem aici, ci îl facem aici. La paidușca o să fie așa. Avem de două ori această mișcare. 1, revin. 2, acum nu mai revin, ci duc piciorul în față. Pas, pas. Hai să vă arăt mișcarea asta. Deci e sus, arunc, revin. Arunc, revin. Și bineînțeles, la fel există această țopăială pe piciorul opus. Bun, dacă legăm cele două chestii, deci avem două încrucișări, două aruncări. Una, două, una, două. Și deja avem jumătate de dans gata. Deci, un rând de aplauze pentru tine. Hai să fac o dată și cu fața. Una, două, una, două. Bun, acum, dacă trecem la partea a doua, practic folosim exact aceleași mișcări, doar că acum va fi o singură dată o încrucișare și patru aruncări în față. Adică va fi o dată, una, două, trei, patru și de la capăt. Hai să vă arăt toate și cu spatele, da? Deci această parte a doua. Încrucișez o dată și unu și doi și trei și patru. Fac și din profil, încrucișez, una, două, trei, patru. Iar acum dacă leg cele două părți, dacă facem așa o ecuație matematică, am avea de două ori în față cu două aruncări. 1, 2 și acum o dată în față cu patru aruncări. 2, 3, 4. Deci am 2 cu 2 și apoi 1 cu 4. Hai să le punem pe toate împreună. Voi face cu spatele lent. 1, 2, 1. 2, 1, 1, 2, 3, 4. Și bineînțeles că atunci când dansezi mișcarea în grup, aceste patru aruncări pot fi făcute cu deplasare, ca hora, să zicem așa, ca formația să progreseze. Ok? Mai facem o dată. Una, două, una, două și una, una, două, trei, patru și tot așa. Ok? În mare, cam acesta este pasul. Sper că l-ai înțeles. Nu este foarte complicat. Chiar mi se pare destul de ușor dacă înțelegi aceste principii clare. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Sper că acum îți este mai clar cum poți dansa acest dans și că te-a ajutat. Neapărat te rog, lasă un like și un comentariu și, cel mai important, abonează-te la canalul nostru, pentru că mereu vom fi acolo pentru tine când ai nevoie, atât pe partea de dans, de canto, de teatru, pentru că asta facem noi, Kim Arts Academy din Iași. Așa că nu uita de subscribe și ne vedem data viitoare.